Sunteți bogați? Nu în cele pământești, mă refer, în cele spirituale. Dar sunteți bogați pentru că un bogat a murit. Un bogat a murit. Vă aduceți aminte de pilda bogatului și Lazar? El zice că acest bogat trăia în purpură, în insubțire, avea îmbrăcămintea așa cum aveau regii, îmbrăcăminte roșie, violet și de o calitate foarte prețioasă. Insubțire, avea mașa îmbeșugată, nu? Acest bogat moare în anul 33. Acest bogat ia ființă odată cu moartea lui Iacob. Acest bogat este binecuvântat cu promisiunile lui Dumnezeu. Și în timpul lui David și Solomon este cel mai bogat. Dar chiar și când greșește, Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu este asupra lor, cu pedepse, așa cum amintea fratele Dan, dar și cu protecție. Vă aduceți aminte de Ieremia, care le spune, trimite o scrisoare poporului când este pedepsit 70 de ani. Și ce spune Ieremia? Domnul este cu voi în această strâmtorare. Creșteți, înmulțiți-vă, faceți copii, dezvoltați-vă în țara în care sunteți prizonieri. Pentru că Domnul a dat această pedeapsă asupra voastră și Domnul o va lua. Acest bogat ajunge să vină timpul când Domnul vine pe acest pământ să le ofere această valoare a prețului de răscumpărare ca să ajungă să fie binecuvântarea întregului neam omenesc prin ei. Dar ce se întâmplă? Când avea cea mai mare valoare, când trebuia să primească cea mai mare onoare, ei o pierd. Acest bogat moare. Așa ne spune pilda, că el moare la un timp, nu? Și fratele Dan termină cu un verset scriptural care zice, iată, vi se lasă casa pustie. Cui li se lasă casa pustie? Acestui popor, care era binecuvântat, care era poporul lui Dumnezeu, acestuia li se lasă casa pustie. Pentru că n-au primit pe Domnul Slavei. De ce credeți voi că n-au primit pe Domnul Slavei? De ce credeți că au putut să refuze această onoare care trebuia să-i facă pe ei Biserica lui Hristos? Observăm Apocalipsa că ne spune din fiecare seminție 12.000. Era hotărât. Ei aveau întâietatea ca să fie aleși din ei această biserică. Și ei refuză. Și textul scriptural ne spune nu au cunoscut timpul cercetării lor. Este greu. Pentru mine. Să vorbesc despre o defavoare. Pentru că în favoare este binecuvântare. În defavoare este blestem.
Sunt greutăți, sunt suferințe, sunt încercări, este moarte, nu este binecuvântare. Și acest popor suferă aceste lucruri. Dar să amintim că de la moartea lui Iacob până la Domnul nostru Iisus, anul 33, trec 1845 de ani, în care Israelul era binecuvântat și era în favoare. Din anul 33, de când Domnul spune, iată că vi se leasă casa pustie, există încă profeția care a citit-o fratele Dan și care mai putem să citim din Ieremia. Capitolul 16. Ieremia, capitolul 16. Versetul 18. De aceea le voi răsplăti mai întâi îndoit nelegiuirea și păcatul lor. Observăm hotărârea lui Dumnezeu. Le voi răsplăti îndoit nelegiuirea și păcatul lor. Pentru că mi-au spurcat țara, pentru că mi-au umplut moștenirea cu trupuri moarte, ale jertfelor aduse idolilor lor și cu rugăciunile lor. Din anul 33, îndoit, vine anul 1878, 1845 de ani. Este un blestem, este o răsplătire dreaptă a lui Dumnezeu asupra acestui popor, pentru că li s-a oferit această șansă și ei au răstignit pe Domnul Slavei. Au respins acest lucru. Pentru aceea au fost pedepsiți. Dar există în această pedeapsă o binecuvântare? Există. Pentru că este limitată. Pentru un timp. Cealaltă mare binecuvântare este așa după cum amintește apostolul, pentru că ei au fost măslinul, iar voi ați fost altoiți. Aceasta este binecuvântarea pentru noi, astăzi, și din tot timpul de la Domnul încoace. Această binecuvântare se dă acelora care cred în Iisus, care ei trebuia să creadă în Iisus și n-au crezut. Pentru noi, cei care credem în Iisus și care facem voia sa, putem să avem această binecuvântare, să înlocuim aceste lucruri care pentru ei erau hărăzite, cum am putea spune, ca să aducă binecuvântarea neamului omenesc, ca să se aleagă biserica dintre ei. Iată ce mare binecuvântare este totuși pentru noi. Observăm că în timpul acesta, când Domnul este în mijlocul lor, în mijlocul poporului său, le spune aceste lucruri. Dar oare ce i-a oprit ca să nu poată înțelege? Ce a putut să-i oprească? Știm că adevărul lui Dumnezeu este înălțător. Este un pericol și pentru noi, cei care avem adevărul lui Dumnezeu. Poate să ne înalțe,
Și poate ca la un moment dat noi, în alergarea noastră, să uităm că suntem prin harul lui Dumnezeu binecuvântați cu acest adevăr și să ne-l însușim ca și cum am fi și noi ceva. Am avea și noi un drept la acest adevăr și să nu punem adevărul înainte, ci să ne punem pe noi. Aceasta este ispita pentru noi, pe calea aceasta îngustă. Și trebuie să avem în vedere acest lucru. Totdeauna trebuie să ne simțim ca nevrednici pentru așa mare har care noi îl avem astăzi. Așa mare favoare ca Dumnezeu să lucreze și să ne numească copiii Săi. Discutând despre aceste lucruri, observăm că poporul evreu, având acest Dumnezeu cu ei tot timpul, având această lege care îi curățea, care îi făcea drept înaintea lui Dumnezeu, prin aceste jertfe, prin aceste ceremonii care ei le aduceau tot timpul, la timp, în fiecare an, îi înalță, îi face cumva mai mari, mai... Ce făceau conducătorii lor religioși? Ce făceau? Știți că pe haina preotului erau ordinul lui Dumnezeu să facă o bandă albastră, partea de jos, nu? Și banda aceea albastră arăta că preotul este reprezenta credincioșia preotului. Ei ce fac cu banda aceea? O fac mai lată. Nu cât le-a fost dat în lege. O fac mai lată, să arată cât îți iei de credincioși. Ce credincioșie au ei, cei care conduceau poporul? Dacă noi, care stăm aici la masă, am învăța, fraților, trebuie să fiți mândri, trebuie să fiți ceva mai, aveți un adevăr așa minunat, trebuie să vă ridicați capetele sus, să binecuvântați, să sunteți deasupra celorlalți. Atunci voi ați învăța lucrurile acestea așa. Iată că așa învățau preoții, dacă ei făceau haina cea mai lată, banda cea mai lată, ca să le arate cât îți iei de credincioși. Poporul deja s-a văzut o discordanță în învățătura care trebuia să o transmită poporului. Mândria aceasta îi orbește și nu pot să aprecieze calea umilinței prin care Domnul vine să le arate această șansă mare de a binecuvânta întreg neam omenesc prin ei. Adică de a se alege biserica prin ei, pentru că favoarea li se ia în anul 33, dar se ia treptat. Pentru că observăm că după ce Domnul depune prețul de răscumpărare, apostolii propovăduiesc pe Hristos. Și ce ne spune Biblia? La o predică a lui Petru, câți vin? 2-3? Câți vin azi? Astăzi sunt 3.000 de predici și vin 2-3. Atunci a fost o predică și au venit 3.000 odată și 5.000 a doua oară. Deci, favoarea încă mai exista pentru acele inimi, dar individuală. O favoare individuală, nu o favoare ca și națiune. Națiunea pierde această șansă. Dar indivizii au putut să răspundă acestei chemări cerești, acestei chemări de a avea binecuvântarea lui Dumnezeu, de a fi fii ai lui Dumnezeu. Până aici nu s-a numit nimeni fiu al lui Dumnezeu. Era prieten al lui Dumnezeu, cel mai bun, dar fiu, ca să fii fiu, înfiat, să primești această înfiere, doar prin Iisus Hristos s-a putut realiza acest lucru. Știți că rezultatul acestei defavori a poporului Israel a fost
în decursul acestor 1845 de ani. Poate noi nu știm toate detaliile, pentru că este în istorie, dar dacă citim istoria, mai bine am închide-o. Să nu aflăm prin ce, prin ce au trecut. Citind una dintre scrierile fratelui Russell, el spune că persecuția ultimă a fost pentru evrei și din România, din Rusia și din Anglia, sau din Rusia și Germania, dar și România. Și atunci m-am gândit, cum și din România? Noi, românii, am persecutat evreii? A fost unul din instrumentele acestea? Mergând în istorie, observ că în 1941, în Iași, se face un curent antisemit așa de puternic ca 13.000 de evrei sunt omorâți și băgați în gropi comune. De noi, de români. Dacă citim mult în istorie, ne cutremurăm. Ce au putut să întâmple și cum adversarul a putut să lucreze, să influențeze inimile oamenilor ca să se împotrivească acestui popor. Iar multe din proverbele sau din ce amintește Scriptura, că evreul va ajunge un proverb și o batjocură. Aceasta le-a fost și o sentință, pentru că profetul amintește lucrul acesta. Iar dacă citim în Ieremia, capitolul 16, versetul 9, observăm că Dumnezeu profețește cu mult timp lucrurile acestea, care au trebuit să vină asupra lor. Zice, căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, iată voi face să înceteze în locul acesta, sub ochii voștri și în zilele voastre, strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei. Când vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei îți vor zice, pentru ce ne amenință Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire și ce păcat am făcut împotriva Domnului, Dumnezeului nostru? Atunci să le răspunzi, părinții voștri m-au părăsit, zice Domnul, s-au dus după alți dumnezei, le-au slujit și s-au închinat înaintea lor, iar pe mine m-au părăsit și n-au păzit legea mea. Și voi ați făcut mai rău decât părinții voștri, căci iată că fiecare umblați după pornirile inimii voastre rele și nu mă ascultați. De aceea vă voi muta din țara aceasta într-o țară pe care n-ați cunoscut-o, nici voi, nici părinții voștri, și acolo veți sluji altor dumnezei zi și noapte, căci nu vă voi ierta. Au fost împrăștiați în toate țări, în toate țările, pe tot pământul. Dar acest dublu al lui Israel, această pedeapsă care era profețită pentru neascultarea și neprimirea Domnului, se termină în 1878. Și cum știm că se termină? Ne-a spus cineva? Haideți să vedem cine ne spune. În Isaia 40, o citit, cred că, fratele, dar o să-l recitim. Fratele l-a citit la început. Ce ai citit, frate Feri? Să mângâiem pe poporul Israel, nu? Dacă textul acesta scriptural, din Isaia 40, 1 și 2, îl punem la inima noastră, și îl punem în practică, atunci știm că favoarea lui
Dumnezeu s-a întors asupra poporului Israel. Știm că acest dublu al lui Israel, acei 1845 de ani de nefavoare, s-au terminat în anul 1878. De atunci încoace, noi, ca și creștini consacrați, avem o datorie să respectăm ce zice Isaia 40, versetul 1 și 2. Este datoria noastră. Nu ne absolvă nimeni de această datorie. Noi suntem în legământ cu Dumnezeu și nouă ne sună aceste cuvinte. Și haideți să le recitim. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Domnul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce a primit din mâna Domnului de două ori toate păcatele lui. Și acum haideți să vedem ce se întâmplă în 1878. Se întâmplă ceva lucru foarte important. Istoria se unește cu Scriptura. Scriptura ne spune, istoria confirmă. Și atunci, în Anglia, știm din istorie că poporul Israel era sub domnia otomană, sub domnia Turciei. Din anul 600 încoace, era sub domnia turcilor. Cei care au mai rămas în Israel erau desconsiderați, nu aveau niciun drept în țara lor sfântă în care stăteau, pentru că au mai rămas câțiva în Israel. Erau fără niciun drept. Erau sub dominația turcă. Turcii dețineau tot pământul care era. În 1878, prin darul lui Dumnezeu, ajunge în Anglia să fie prim-ministru Benjamin Disraeli. Lord Beaconsfield, nu știu exact bine în engleză cum se numește, dar este Benjamin Disraeli, este prim-ministru al Israelului, care nu a fost până atunci într-un imperiu, în Imperiul Angliei, să fie de naționalitate evrească și nici de atunci încoace. El era evreu, prim-ministru. Și Anglia avea deja protectoratul asupra țării Turciei și putea să intervină asupra Israelului. Protectoratul Angliei. Fiind ministru evreu, face în așa fel încât să se faciliteze pentru evrei ca să aibă drepturi în țara lor. Și atunci, după aceste hotărâri a imperiilor care erau atunci, apare și în Israel, vă aduceți aminte de Petah Tikva. Tradus în limba noastră, este ușa speranței pentru ei. Era primele semne că Dumnezeu și-a întors privirea spre ei și pot să aibă aceste binecuvântări de a se întoarce. Cei care erau în Israel să aibă anumite drepturi, iar prin mișcarea sionistă, deja puțin mai târziu, în 1927, prin Theodor Herzl, mi-am notat aici, dar prin mișcarea sionistă condusă de Theodor Herzl, care este înființată de Theodor Herzl, se face un lucru iarăși foarte important. Ce este așa de important? Ce face Herzl? Îndeamnă
poporul să se întoarcă în Țara Sfântă. Dar pe ce principii? Pentru că există o profeție care ne amintește despre pescari și vânători, nu? Și haideți să o citim. Ieremia 16 cu 16. Iată, trimit o mulțime de pescari, zice Domnul. Și vor pescui și după aceea voi trimite o mulțime de vânători. Și vor vâna pe toți munții și pe toate dealurile și încrăpăturile stâncilor. Această mișcare sionistă au fost pescari. Această mișcare sionistă există și azi, deși a început în atunci fondatorul ei a fost Theodor Herzl și a facilitat toți evreii care au putut să se întoarcă, care au dorit, nu care au putut, care au dorit să întoarcă în Israel, prin această mișcare sionistă, ei au facilitat întoarcerea lor în Țara Sfântă. Și mulți s-au întors. Mi-aduc aminte de o mișcare foarte puternică care au făcut-o în țara Yemen. Vă aduceți aminte? Evrei yemeniți. Ce se întâmplă acolo? Erau 49.000 de evrei în Yemen. Dar yemeniții erau, cumva trăiau într-o situație mai, nu erau așa dezvoltați, n-au văzut ei până atunci avioane, n-au văzut ei descoperirile științei, erau mai retrași yemeniții. Și se gândeau acum cei care au dorit să meargă să-i aducă din Yemen, cum vor reuși să-i aducă. A fost eu spus la această mișcare, covorul fermecat. Așa era numită această acțiune a lor. America și cu Anglia inițiază această acțiune și era cumva secretă și merg să aducă yemeniții, ajung cu avioanele acolo și când se îngrijorau cum o să-i bage în avioane, că n-au văzut niciodată avioane. Ce se întâmplă? Știți lucrurile acestea care am citit lucrurile acestea. Când au văzut avioanele, au fugit spre ele să urce repede în avion. S-au mirat cei care au duceau. Cum de-au reușit de vin? Și-au adus aminte de ce? De profeția care spunea că Dumnezeu îi va aduce pe aripi de vulturi. Da. Și aripile de vulturi erau prezente. O profeție arăși îndeplinită. Am omis să amintesc că în 14 mai 1948 Israelul primește acest drept de națiune. Până atunci nu a avut niciun drept. El primește acest drept și toți care se întorc în Țara Sfântă formează primele așezări în această țară. Astăzi trăim în alte timpuri. Au trecut mulți ani, din 1948, observăm că Israelul este o forță economică în lume, sunt binecuvântați, mâna Domnului este asupra lor și trebuie să observăm profețiile ce se întâmplă mai departe. Să observăm profețiile care s-au îndeplinit,
profețiile care se vor îndeplini de aici încoace și să observăm datoria noastră. Mângâiați pe poporul meu, zice Domnul, căci robia lui s-a sfârșit. Știm că în fața noastră urmează strâmtorarea lui Iacob. Aceasta va fi evidentă pentru poporul Israel. Aceasta va fi ultima pentru ei. Și amintea fratele Dan despre o scară. Ce reprezentare frumoasă are această scară. Și se arată cui? Lui Iacob, nu? Iată că profeția ne spune că și ei vor fi parte din binecuvântarea neamului omenesc. Cei care se urcă și se coboară sunt mesagerii împărăției. Nu se coboară și se urcă. Nu se coboară și se urcă. Se urcă pe scară la cer și se coboară. Dacă se urcă, trebuie să fie de aici. Deci, haideți să ne luptăm să fim mesagerii Domnului. Haideți să ne facem cursul până la capăt ca să ajungem să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru acest mare adevăr și să binecuvântăm pe toți cei care vor dori binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin.